În perioada 1-30 septembrie, românii care merg în stațiunile românești de la Marea Neagră se pot caza cu tarife reduse, plătind de la 45 de lei de noapte, prin programul Litoralul pentru Toți 2020. Aflat la 37-a ediție, în programul lansat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc, s-au înscris 49 de unități de pe litoral, care pun la dispoziția turiștilor un număr de aproximativ 3600 de locuri pe noapte. Aceste locuri vor fi vândute atât prin agențiile de turism partenere și revânzătorilor, cât și direct de către hoteluri. Potrivit Federației Patronatelor din Turismul Românesc, programul se adresează tuturor turiștilor care doresc să viziteze litoralul românesc în luna septembrie, beneficiind de astfel de tarife cu până la 65% mai mici față de cele din sezonul de vârf. Ne aflăm într-un an deosebit de greu pentru turismul românesc, acest sector de activitate fiind cel mai afectat în urma apariției pandemiei de SARS-CoV-2 în țara noastră. A trebuit să facem față nenumăratelor provocări și schimbări, deloc ușoare, pe care apariția noului coronavirus le-a impus fiecare operator din turism, făcând eforturi deosebite pentru ca toți turiștii să se simtă în siguranță și să se bucure cu adevărat de vacanță în pofida restricțiilor. Astfel, la sfârșitul unui sezon dificil, considerăm că avem obligația de a face toate eforturile pentru a prelungi sezonul estival, oferind turiștilor oportunitatea să petreacă un sejur la malul Mării Negre, a declarat Dragoș Răducan, prim vicepreședintele executiv al Federației Patronatelor din Turismul Românesc.